Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinencu, amendamentele aprobate în lectură finală de către Parlament au drept obiectiv de blocare sistemului judecătoresc și sincronizarea procedurilor legale cu normele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc. Una din modificările principale care vor avea loc, care va avea loc odată cu intrarea în vigoare a Constituției, este excluderea termenului 5 ani de numire inițială a judecătorilor, modificarea articolului 116 din Legea Supremă. Conform articolului 2, alineat 2 din legea menționată, judecătorii a căror termen inițial de numire în funcția de judecător nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră numiți până la atingerea plafonului de vârstă. Mai exact, judecătorii al căror mandat a expirat sau va expira până la 1 aprilie curent și urmează să fie numiți până la atingerea plafonului de vârstă, nu vor fi obligați să treacă prin procedura de evaluare extraordinară a performanțelor judecătorilor. Din aceste considerente, în sistemul judecătoresc s-a creat un blocaj și o sarcină disproporționată de lucru pentru ceilalți judecători, blocaj care se extinde începând cu o perioadă anterioară. Dosarele din gestiunea judecătorilor, mandatul cărora a expirat sau expiră până la 1 aprilie, nu pot fi repartizate spre examinarea judecătorilor în funcții, cu mici excepții, iar justițiabile sunt nevoiți să aștepte o perioadă nedeterminată examinarea cauzelor. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției, la solicitare și în colaborare cu magistrații mai multor judecătorii. Potrivit ministrului Sergiu Litvinenko, Consiliul Superior al Magistraturii va înainta propunerile spre numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă către președintea Republicii Moldova, care aprobă sau respinge candidatura. Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul sincronizării prevederilor legale cu amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc care au fost adoptate prin legea cu numărul 120 din 2021 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și vor intra în vigoare la 1 aprilie 2022. În momentul de față, în sistem sunt circa 60 de judecători al căror mandat inițial de 5 ani a expirat sau urmează să expire până la 1 aprilie 2022.